Un bărbat de 37 de ani a murit carbonizat după ce a pierdut controlul volanului pe centura de ocolire a Timișoarei și s-a răsturnat în câmp. Mașina șoferului a luat foc în urma accidentului. Bărbatul conducea cu viteză excesivă și a pierdut controlul volanului. Potrivit polițiștilor, autoturismul a lovit sensul giratoriu și a zburat aproximativ 40 de metri. S-a dat peste cap și a rupt mai mulți copaci, iar apoi s-a oprit pe spațiul verde unde a luat foc. Conducătorul auto nu a mai avut practic nicio șansă și a sfârșit carbonizat în mașina distrusă de flăcări. Inițial, pompierii au fost sesizați despre producerea unui incendiu de vegetație pe centura Timișoarei, dar ajunși la locul indicat cu o auto specială cu apă și spumă și o ambulanță SMURD, au constatat că este vorba despre un accident. Polițiștii au început o anchetă și încearcă să stabilească cu exactitate cum s-a produs accidentul.